Tot mai mulți mehedințeni sunt confirmați pozitiv cu COVID-19. În ultimele 24 de ore, alte 75 de cazuri de îmbolnăvire au fost înregistrate în județul Mehedinți, iar o persoană și-a pierdut viața în lupta cu boala. Județul Mehedinț a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 3,5 la mii de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în municipiul Drobeta Turnu Severin de 5,49, iar apoi este urmat de localitățile Strehaia cu 4,80 și Orșova cu 3,94. Totodată, în ultimele 24 de ore, 69 de mehedințe ne au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și încă o persoană infectată cu COVID a decedat. La nivelul județului Mehedinț, rata infectată tării crește considerabil iar 19 localități au rată de infectare peste 1,5 Municipiul Drobeta, Turnu Severin, este cel mai afectat înregistrând o valoare de 5,4. Un exemplu este localitatea Braniștea, unde săptămâna trecută s-a înregistrat o rată a incidenței de 8,79. Fiind instituită carantina zonală, astăzi situația arată diferit, fiind înregistrată o valoare de 1,10. Impunerea carantinei și-a dovedit eficiența în localitatea Braniștea, astfel că măsura va înceta cu câteva zile mai devreme.